evident, noi vom prezenta și un răspuns. Și vom anexa la răspuns, probabil, și certificatul de deces a colegului nostru de la Spațiile Verzi, precum și imagini cu copilul atacat de câini. Primarul crede că maidanezii trebuie eutanasiați pentru a-i proteja pe oameni. Mult mai gravă îi se pare vânătoarea animalelor ca un hobby. Aș începe de la problema vânătorii, de exemplu. Personal, când văd că pentru distracție sunt împușcate căprioare, mistreți, fazani, iepuri și așa mai departe, mi se pare mult mai grav decât o situație atunci când câinii sălbatici, bolnavi, având rabii, atacă oameni. Șeful regiei autosalubritate, Tudor Maniv, este mai categoric. El susține că scrisoarea lui Brigitte Bardot este de fapt un trucaj, iar apărătorii animalelor nu fac nimic concret. Până la momentul de față nu avem nicio vestit după hotar, mai vin și fac probleme. E un fotomontaj, domn primar. Pe 12 ianuarie, actrița franceză Brigitte Bardot a trimis o scrisoare în adresa primăriei capitalei, în care își exprimă indignarea față de hotărârea lui Chirtoacă de a eutanasia maidanezii din Chișinău. Am fost informată despre decizia dumneavoastră de a masacra toți maidanezii din oraș. Nu-mi pot imagina că ați putea ordona asemenea acte. Vă rog să dezmințiți în cel mai scurt timp această noutate oribilă, care va uni pentru totdeauna numele dumneavoastră cu un act sângeros, revoltător, totalmente contrar funcției dumneavoastră, care vă obligă să protejați și să găsiți soluții umane pentru toate problemele care apar în oraș, scrie Brigitte Bardot. Potrivit deciziei Consiliului Municipal Chișinău, câinii fără adăpost care vor fi prinși și nu vor fi revendicați timp de 10 zile de către stăpânii lor vor fi eutanasiați.